Palestinienii din România au ieșit din nou în stradă pentru semenilor din fâșia Gaza. Sute de persoane au luat parte la un marș de solidaritate. Manifestanții au cerut dreptate și încetarea conflictului sângeros. De asemenea, ei acuză Israelul de crime îndreptate asupra civililor nevinovați. Libertate! 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 Dreptate! Dreptate! Noi suntem aici pentru umanitate. Nu suntem pentru o organizație teroristă sau alta. Noi suntem preocupați de umanitate, de pace și de copii. Nu poți să rămâi impasibil. I'm here to speak about the voiceless people in Gaza. They are being killed. The media is just speaking about anything else but not about the people that are dying. Children are dying. More than 4,000 children died. It's enough is enough. You just have to speak. You have to be human to support what's happening in Gaza. You just can't skip what's happening and be silent, because you can be silent when children are asleep, but not when they are dying. Palestinienii din România sunt revoltați de situația incertă a populației din fâșia Gaza. Aceștia susțin că a venit momentul ca întreaga lume să înțeleagă că gruparea teroristă Hamas nu reprezintă populația Palestinei și că oamenii blocați nu sunt altceva decât victime nevinovate prinse în mijlocul unui conflict sângeros nedrept. We are protesting against what's happening in Palestine and also to for people to understand why what's happening there, to understand that those people are not a terrorist group. They are free people who are revolting against what's happening in Gaza. What's happening in Gaza does not start on the 7th of October. It has started before, 75 years before, when in 48, when the genocide started, and it is now continuing. Uniți într-o singură voce, protestatarii au cerut oprirea urgentă a războiului. Aceștia speră ca întreaga comunitate internațională să se implice în găsirea unei soluții favorabile pentru ambele state. Today we are here in front of Parliament to send a clear message to all international community, to all state who respect international law and humanitarian law. Please stop this war, stop this bloodshed, stop these massacres. We have to have one voice, to have peace and to have our state, not the formula to state solution, because you know one state exists 75 years, Israeli state is exist and they are nuclear state, but we don't have our state. We need to have our state, because our state is good, it's a need for international security.